Sunt aici cu colegii de la PMP și de la Forța Dreptei în această conferință de presă. Eu împreună cu Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, și Ligia Duculescu, președintele PMP Timiș, vom da declarații despre situația politică actuală, atât în țară cât și în Timiș și în Timișoara. Vreau înainte să încep să vă spun cum l-am cunoscut pe Ludovic Orban, pentru că această poveste spune ceva și despre el și despre situația în care ne aflăm. În ziua după ce am fost ales primar, am fost de dimineață pe drum în taxiul până aici la sediu USR, am primit un apel și am răspuns și a fost o voce mai groasă care a spus: salut, sunt Ludovic. Și a fost atunci prim-ministrul României și președintele Partidului Național Liberal care a vrut să-mi transmită felicitări pentru funcția de primar al Timișoarei. A fost, spre o desibire de fostul primar, un gest de normalitate. Atunci tocmai PNL a pierdut o primărie importantă, dar totuși un prim-ministru și președinte de partid a crezut că este important să dea acest apel noului primar ales al Timișoarei. Și exact aceste valori de democrație, de respect față de votul cetățenilor, de iubire pentru țară, exact aceste valori ne au adus împreună și cu PMP și cu Forța Dreptei. Au existat și încă există diferențe de doctrină politică, dar ne unește un crez, și acest crez că România este că România este în pericol și că trebuie să ne unim cu forță, cu curaj și cu determinare ca să oprim o coaliție mare care vrea să acapareze toate institutele statului în România și în Timiș și în Timișoara. Și pentru noi, timișeni, ce vedem acum pe scena națională, că PSD și PNL fac o alianță, merg împreună la europarlamentare, cel mai probabil și la locale, cel puțin la noi, în Timiș și în Timișoara. Acest lucru pentru noi timișeni este cu atât mai revoltător că aici un anume Klaus Iohannis a câștigat alegerile și în 2014 și în 2019 cu un scor zdrobitor. În 2019 peste 250.000 de timișeni l-au ales pe Klaus Iohannis în turul 2. A luat un scor de 72% în Timiș, de 78% în Timișoara. Și a luat acest scor pentru că a făcut o campanie care s-a bazat pe o promisiune fermă că vrea să elibereze această țară de amenințarea ce este PSD-ul. Încrederea timișerilor, încrederea timișorenilor pe care au avut-o în Klaus Iohannis în 2014 și în 2019 a fost crunt înșelată. A fost o trădare de speranțe, trădare de încredere a milioane de români. Și acum Klaus Iohannis încearcă într-un ultim act de sfidare acestor voturi să ne prezinte alianța PSD-PNL ca noua soluție pentru problemele românilor. Și în 9 iunie românii, dar mai ales timișenii și timișorenii,
vor trebui să decidă cum reacționează la această sfidare a domnului Iohannis. 9 iunie va fi un referendum despre încercarea domnului Iohannis de a păcăli românii încă o dată. Și noi, aici, în Timiș, toți acești 250.000 de oameni care i-au dat un vot de încredere domnului Iohannis ca să ne scape de PSD, toți acești 250.000 de oameni vor putea să se răzbune pentru trădarea încrederilor. Despre asta este vorba 9 iunie și nu este doar un gest simbolic, ci este un gest real de apărare acestei țări. Pentru că ce se încearcă acum este o suspendare a democrației, acum se fac niște calcule ca și cum cetățenii nici nu mai contează, ca și cum votul cetățenilor nici nu mai contează. În loc, de exemplu, să facă două tururi la primari, acum se adună două partide pentru că se sperie că altfel n-ar putea să-l bată pe Fritz sau pe Coliban sau pe Nicu Șordan sau pe alți colegi din țară. Încearcă să găsească o cale să ocolească, de fapt, votul natural al cetățenilor și sunt absolut ferm convins că 9 iunie românii, dar mai ales timișorenii și timișeni, vor spune nu la această încercare. Nu vă ascund că sunt îngrijorat pentru țara asta, sunt îngrijorat și pentru Timișoara. Noi n-am fi aici, noi toți trei împreună, dacă n-am crede că trăim vremuri excepționale și dacă n-am crede că este nevoie să ne unim în această alianță dreaptă unită pentru a opri această încercare de a crea acest nou FSN, acest nou partid unic care pune mâna pe toate instituțiile statului, pe toate primăriile în țară, pe parlament și pe președinție. De aceea candidăm împreună cu o alianță dreaptă unită la europarlamentare și Violeta Alexandru este aici viitor europarlamentar al alianței dreaptă unită. Dar vom candida împreună și la alegerile locale. Acum, în aceste zile, ducem ultimele discuții cum va arăta această alianță aici în Timișoara și în județul Timiș. Este importantă această alianță și aici la nivel local, pentru că aici și vedem cum se încearcă acum întoarcerea în timp. Vreau să spun foarte clar, domnul Robu nu este un senior naiv și ușor excentric care mai dă din când în când 10 goluri, ci este un pericol pentru Timișoara. Este un paravan pentru micii mafioți ai orașului care s-au branșat la resursele locale în timpul celor două mandate de ale sale și este un paravan pentru acest nou FSN care încearcă reîntoarcerea la butoanele orașului pentru a controla angajările, așa cum au făcut-o în trecut, pentru a controla cine primește ce terenuri, așa cum a fost în trecut, pentru a controla societățile din subordine și așa mai departe. În 9 iunie trebuie să oprim această încercare, trebuie să oprim acest pericol și vom face împreună. Și pot să și spun că tocmai pentru că luăm în serios această încercare, vom candida cu mai mulți parteneri, probabil sub numele Alianța Timișoara Unită, pentru că vrem să mobilizăm și să adunăm toate forțele care se opun acestei întoarceri în trecut,
care se opun să mai fim conduși de o doamnă Aurelian, care a fraudat concursul în primărie, de un domn Răvășilă, fost consilier personal al domnului Robu, care este trimis în judecată pentru corupție, și mulți, mulți alții care s-au învârtit în jurul acestui domn, care se iubește pe sine mai mult decât iubește Timișoara. Asta este motivul de ce suntem aici și mă bucur că avem parteneri care cred în România, care cred în valorile europene și fac un apel la toți alegători PNL, la toți 250.000 de timișeni care au dat încrederea lor domnului Klaus Iohannis pentru că au crezut că el este un luptător pentru libertate și democrație și împotriva jafului PSD, să cântărească foarte bine votul lor de data aceasta și să folosească această șansă să voteze Alianța Dreaptă Unită ca un vot pentru idealurile în care cred și ca un vot de apărare a valorilor Timișoarei și valorilor României. Îl invit acum pe Ludovic Orban să spună și el de ce crede că trebuie să ne unim și de ce crede că suntem în pericol. Să rămână, bună ziua! La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Sunt prezent astăzi aici pentru a transmite un mesaj, în primul rând personal, dar și un mesaj din partea formațiunii politice pe care o conduc astăzi, și anume Forța Dreptei. Personal, am venit să îl susțin pe Dominic Fritz în candidatura pentru un nou mandat la primăria Timișoarei. Este un primar serios, un primar cu anvergură europeană, un primar care are soluții pe termen lung pentru Timișoara, este un primar care, chiar dacă nu vorbește foarte mult, este un om preocupat de problemele din viața de zi cu zi ale timișorenilor și este preocupat permanent să găsească soluții care stau în picioare și care să rezolve cu adevărat problemele care se confruntă timișorenii. Este un om integru, un om extrem de serios, un om care reprezintă o garanție că Timișoara se va dezvolta în continuare. Sigur că poate unii colegi din PNL s-au supărat atunci când i-am dat un telefon domnului primar când a câștigat primăria. Pe de altă parte, mie Timișoara nu mi-este indiferentă, întotdeauna mi-a fost dragă. Și într-un fel, Timișoara este cam în aceeași situație în care este orașul meu natal, Brașov. Forțele răului se adună și caută să construiască structuri de luptă nedemocratică pentru a îndepărta pe oamenii corecți, pentru a îndepărta pe oamenii care cred în democrație, pentru a îndepărta pe oamenii care au respect față de demnitatea, drepturile și libertățile cetățenilor români. La fel ca și Dominic Fritz, și Alen Coliban este sub asediu care este organizat într-un mod semi-mafiot, în care se încearcă prin toate mijloacele posibile să fie discreditați și de asemenea se încearcă prin toate mijloacele posibile să fie inventate motive care nu stau în picioare pentru a readuce trecutul urât în viitorul nostru. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre liberali. ...33 de ani mi-am petrecut pentru a susține și promova ideile liberale.
libertatea, proprietatea privată, egalitatea în fața legii, egalitatea în drepturi, libera competiție între indivizi, dreptul la inițiativă economică, dreptul la demnitate, dreptul de a beneficia de servicii de calitate din partea statului și așa mai departe. Tot ceea ce este, de fapt, baza societăților democratice moderne. Până acum 2 ani de zile am făcut acest lucru în Partidul Național Liberal, pentru că acesta a fost crezul meu, că Partidul Național Liberal poate deveni cu adevărat vectorul politic care poate să transpună cu adevărat o viziune de dezvoltare liberală pentru România și are capacitatea de a pune punct guvernării comunisto-securiste care s-a instalat la putere după ce Iliescu și clica lui de nomenclaturiști sprijiniți de KGB au împiedicat practic punerea în practică a punctului 8 al proclamației de la Timișoara. Și care, sigur, astăzi poartă numele de PSD, s-a numit FSN, FDSN, PDSR, cum s-a numit de-a lungul timpului. Din păcate, astăzi, liberalismul a murit în Partidul Național Liberal. Niciun om care crede cu adevărat în valorile liberale nu mai poate să voteze cu anexa PSD-ului. Este un vot pierdut. Orice vot acordat pentru această carcasă goală, care nu mai are niciun conținut liberal, este un vot, de fapt, pentru PSD, este un vot pentru mafie, pentru corupție, pentru impostură, pentru generalizarea, practic, a acestui sistem de putere care nu are nicio legătură cu democrația. Îi rog pe toți cei care gândesc liberal în Timișoara și în Timiș să se gândească de 2 ori înainte de a mai pune ștampila pe unul care se dă liberal. Pentru că astăzi PNL-ul este la fel ca PSD. Nu mai are nicio legătură cu valorile în care am crezut, cu valorile pe care le-am susținut de-a lungul unei cariere. Spun acest lucru cu tristețe și cu o adâncă mâhnire, dar acesta este adevărul și acest adevăr trebuie cunoscut de oameni. Când am auzit că Nicolae Robu își dorește să revină la primărie, bă, mărturisesc că nu mi-a venit să cred. Că dacă oamenii nu te aleg când ai fost primar, când te-ai certat până și cu stâlpii de suport ai electricității, dacă nu te aleg când ai toată puterea în mână de primar, cum să sper că te vor realege după un mandat care, din punctul meu de vedere, este un mandat de succes al domnului Fritz Dominic, care sigur că nu se resimte chiar de fiecare timișorean în viața de zi cu zi, pentru că nu poți să rezolvi chiar toate problemele într-un singur mandat. Mie nu mi-a venit să cred și vă mărturisesc că eu personal nu-l recunosc pe Nicolae Robu. În ultimele lui apariții îmi pare că este un fel de șoșoacă cu pantaloni. Dar lucrul care mă deranjează cel mai tare este să vii să spui că tu candidezi în partea PNL când de fapt tu candidezi garantat Ciolacu și Simonis. Este expresia unei perfidii maxime. De asemenea, nu-l recunosc pentru că în tot discursul lui nu văd decât dorință de răfuială, de răzbunare, dorință de a se răfui cu toți aceia care au condus la pierderea rușinoasă a mandatului de primar cu o diferență de aproape 20%. Nu poți să construiești, dați-mi voi și termin, nu poți să construiești numai cu o atitudine vindicativă. Nu poți să construiești dacă nu ai avut măcar un pic de smerenie și un pic de recunoaștere a greșelilor pe care le-ai comis și care te-au condus la situația în care tu ai pierdut în mod rușinos primăria. Din păcate, îmi pare că la Robu
nu văd decât o poftă imensă de a reveni la primărie, dar nu pentru a face ceva bun pentru timișoreni, ci pur și simplu pentru a distruge ceea ce s-a făcut bun și pentru a se răzbuna pe aceia care n-au fost de partea lui. Cu un astfel de proiect, nu cred că se poate câștiga primăria Timișoarei și din acest motiv, vă repet încă o dată, sunt trup și suflet alături de Dominic Friț în această încercare, pentru că, într-adevăr, România și chiar și Timișoara este într-un pericol imens. Într-un pericol de a reveni la o perioadă care ne-a călcat în picioare libertatea, demnitatea, șansa la o viață decentă și fericită. Succes! Fericită! Haideți să... Stau la dispoziție cu răspunsuri la orice fel de întrebări. O rugăm și pe Ligia Dugulescu, președintele PMP Timiș, să spune câteva cuvinte și după aia răspundem la întrebări. Mulțumesc foarte mult! La mulți ani tuturor doamnelor și mă bucur că în această zi specială pentru noi putem să fim împreună. Voi spune doar câteva cuvinte. Sunt încântată și foarte bucuroasă să fac parte din această echipă minunată la nivelul județului Timiș. Mă bucur foarte mult să reprezint PMP-ul și mă bucur mult de încrederea pe care mi-au acordat-o colegii mei și domnul președinte Eugen Tomac. De asemenea, mă bucur foarte mult că la nivel național s-a făcut această alianță Dreapta Unită între PMP, Forța Dreptei și USR și mă bucur că este de fapt un răspuns natural, organic, la alianța pe care are o motivație total diferită de a noastră, cea a PSD și PNL, să se unească pentru putere și control politic și cred că acum este șansa oamenilor din România să știe că în data de 9 iunie și apoi la următoarele alegeri avem cu toții o șansă egală, șansa votului nostru, care este egal, să luptăm pentru România pe care ne-o dorim, nu pentru cei 7 ani care ni se anunță foarte grei de ministrul actual al finanțelor, ci de 7 ani foarte buni și prosperi. Îmi doresc ca oamenii să vadă diferența și motivația cu care politicienii vin în fața lor și fac promisiuni. La nivel local ne bucurăm foarte mult de domnul Dominic Friț și de tot ceea ce a realizat până acum și normal ne bucurăm să susținem candidatura dânsului în continuare. Mă bucur că astăzi la domnul Orban, că s-a cunoscut și cu tatăl meu și, dacă vă amintiți, aici în Timișoara, acum 35 de ani, a fost o revoluție. Eu eram acolo și mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți și cred că noi nu putem uita niciodată că avem o datorie și noi să ne facem parte în generația noastră, în locul în care suntem așezați, să nu fim indiferenți, ci să luptăm pentru ceea ce știm că este bun pentru România, pentru demnitatea oamenilor, pentru libertatea noastră, care întotdeauna este la un pas de a fi pierdută. Libertatea trebuie întotdeauna, nu este garantată, ci trebuie luptat pentru ea în fiecare zi. Și eu îmi doresc ca în anul acesta, împreună cu această echipă minunată, să reușim acest lucru. Timișenii să vadă diferența de motivație pe care o au politicienii care vin în fața lor și le cer votul. Și noi cu toții să... alegem bine pentru noi. E un an special în toată lumea, pentru că știți că venim după pandemie, venim după ani în care aproape că toată viața ne-a fost controlată de cei de la putere. Cred că e momentul să alegem oameni care să lupte pentru binele nostru, pentru prosperitatea și pentru generațiile următoare și să nu mergem spre un control și un guvern totalitar, care să ne impună cum să ne trăim viața, ce avem voie să facem, când avem voie să facem. Și eu cred că, cel puțin în Timișoara și în județul Timiș, oamenii vor alege, așa cum au ales atunci la Revoluție, să lupte cu tot ce au pentru un viitor minunat al României. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dacă sunt întrebări, doamna Deliu. Da, domnul Orban, spuneați că nu mai recunoaște domnul Robu, dar l-ați cunoscut vreodată altfel, sincer. Cum să nu? L-am cunoscut când era rector.
L-am cunoscut în diferite proiecte pe care le-am discutat împreună și pe care le-am și sprijinit de altfel. Sigur că în perioada campaniei, apropo de faptul că s-a certat cu toți, n-am înțeles cum are să se certe chiar cu toată presa. Și, din păcate, cred că nu s-a schimbat nimic în sensul ăsta. Chiar mi se pare că nu mai are nicio legătură cu omul care l-am cunoscut prima oară. Cum era atunci? O altă gândire. Adică? O gândire mai constructivă, o gândire care se baza totuși pe o viziune administrativă. Am întrebat, am dat și un grad de România Actualității. Veți avea candidați comuni sub aceleași sigle la toate alegerile sau cum veți proceda? Dați-mi voi întâi să repet ceea ce am spus și cu alte ocazii. Cu 3 luni de zile înaintea alegerilor să anunț că organizez alegeri locale, să faci acest lucru prin ordonanță de urgență, reprezintă un atentat la democrația din România. Nu există niciun temei constituțional și legal. Dimpotrivă, este neconstituțional și antidemocratic să procedezi în acest fel, să hotărăști că organizezi alegeri locale când vor mușchii tăi, fără niciun fel de argument. Noi vom apela la toate pârghiile constituționale și legale pe care le avem la dispoziție pentru a împiedica un asemenea atentat la democrație. Din ce am văzut, apelează la ordonanță de urgență. Nu numai că stabilesc prin ordonanță de urgență că alegerile se organizeze pe 9 iunie cu 4 luni de zile înainte de sorocul lor normal, dar vor nici măcar să nu mai emită hotărârea de guvern privind stabilirea datei alegerilor, ci vor să o includă în ordonanță. Mai mult decât atât. Deși legea de aprobare a răufamatei ordonanțe 55 dată de guvernul PSD a fost declarată neconstituțională, vor să dea o nouă ordonanță 55 pentru a legaliza din nou traseismul politic al aleșilor locali. Asta, din punctul meu de vedere, am și anunțat public, îmbracă clar caracterul unei infracțiuni care este comisă de premier și de toți miniștrii avizatori. Să emiți o ordonanță de urgență când știi că este neconstituțională, pentru că o ordonanță similară a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională atunci când s-a transformat în lege, este în mod evident o infracțiune de abuz în serviciu evident care cuprinde toate elementele constitutive ale infracțiunii. Ne vom bate cu toate forțele pe care le avem la dispoziție, în mod evident, vom apela la avocatul poporului, vom încerca să declanșăm un atac în instanță pentru a împiedica această gravă încălcare a democrației. Pe de altă parte, suntem puși în fața unei situații în care va trebui să ne pregătim și pentru situația în care alegerile locale vor fi pe data de 9 iunie. Din acest motiv, noi am avut o întrunire la nivelul Alianței, chiar în cursul acestei săptămâni, și am solicitat organizațiilor noastre să accelereze negocierile pe plan local pentru a găsi soluții de a participa pe liste proprii în cât mai multe localități, pe liste comune, evident, pe liste comune în cât mai multe localități, și, în mod evident, să găsim cele mai bune soluții de candidați la primărie, la președinția Consiliului Județean, astfel încât să putem să ne luptăm de pe picior de egalitate cu PSD și PNL, deși suntem conștienți de faptul că, în mod evident, ne vom confrunta cu toate instituțiile statului transformate în arme politice de către PSD-PNL, și ne vom confrunta cu 2900 de primari care se află în funcție și care sunt în stare, mă refer la primarii PSD și PNL, nu la puținii primari care au rămas în USR și PMP,
se vor confrunta, ne vom confrunta cu toate abuzurile imaginabile și inimaginabile din partea acestor primari PSD și PNL. Deci, concluzionând, vom negocia astfel încât să participăm peste tot unde este posibil pe liste comune. Și doar prin excepție, dacă vor exista, să spun, situații în câteva localități în care sunt doi candidați buni la două dintre formațiunile politice componente, chiar dacă vom accepta să meargă pe liste proprii, vom impune un protocol de colaborare, de non-agresiune și de, mai ales de organizarea unei alianțe în consiliile locale în care e posibil. Dar acest lucru sperăm să fie o excepție, în mod evident, cu municipiile reședințe de județ, cum e Timișoara, decizia e clară de a merge pe liste comune. Și unde vor fi liste comune, va fi aceeași siglă? Aceasta? Cu siguranță. Asta e un simbol, semnul electoral. Bun. Deci pe buletinul de vot va apărea Alianța Dreapta Unită cu un alt semn electoral care va fi înregistrat la Biroul Electoral Central când se va înregistra Alianța. Dacă nu veți avea candidați proprii de susținere și independenți, cum se întâmplă deja la un proces pentru Consiliul Județean? Nu. Noi susținem un candidat independent, care este independent în sensul că nu este membru al niciunuia dintre partidele politice care formează Alianța Dreapta Unită. Dar el a fost susținut de noi pentru a ajunge primar, Nicușor Dan, la el mă refer, și evident îl vom susține și în continuare și împărtășește valorile noastre, principiile, ideile și mai ales viziunea asupra dezvoltării Bucureștiului. Deocamdată nu pot să vă spun, pentru că noi încă nu am făcut o trecere în revista a tuturor candidaturilor potențiale pe care le avem. Sigur, acolo unde va exista un candidat valoros, chiar dacă el nu se va înscrie într-una dintre formațiunile politice, noi putem să-l sprijinim chiar și ca independent, în mod evident, dacă elaborăm împreună programe de dezvoltare a localității respective și împărtășim valori, principii și idei comune. Domnul Arsan, spuneați despre candidatura domnului Robu că nu este tocmai potrivită în contextul în care a pierdut alegerile din postura de primar. Totuși, în 2022, tot aici la Timișoara, ați fost întrebat dacă Nicolae Robu ar putea fi candidatul Forței Dreptei la primăria Timișoara și a spus așa, scăldat, o să spun. Scăldat. Că să vedem. V-am dat un răspuns. V-am dat un răspuns care este un răspuns normal și firesc atâta timp cât nu am avut nicio discuție. Da, fost la fel de deci nu am avut nicio discuție cu domnul Robu și nu am încercat în niciun fel să-l invit în Forța Dreptei pe domnul Robu. Iar dacă nu a simțit nevoia să vină alături de liberalii de caracter, care nu au acceptat să trădeze electoratul liberal, să facă blat cu PSD-ul, să devină anexele PSD, dacă n-a simțit nevoia să vină alături de noi în mod natural, fără o invitație specială, este decizia care îi aparține. Și dacă venea era bun ca și candidat? Nu, în mod evident, nu. În mod evident, nu. Aș vrea să vă întreb dacă această alianță va avea candidat și la președinția Consiliului Județean Timiș? Cu siguranță vor exista negocieri aici, cu siguranță copreședinții de la nivelul filialelor județene Timiș discută asupra acestui subiect și când se va lua o decizie, va fi făcută publică. Deci intenția noastră este ca la Consiliile Județene, la președinția Consiliului Județean, în fiecare județ și municipiu reședință de județ, să mergem obligatoriu pe listă comună. Domnul Chiaș, știu că și-a exprimat dorința de a candida, nu se reexistă vreo potențial candidat? Avem mai mulți candidați în care avem încredere și acum suntem în discuții cu cine ne vom prezenta și în fața cetățenilor. Important este că la sfârșit o să avem într-adevăr un pachet întreg care cuprinde și comunele din județul Timiș, primăria Timișoara și Consiliul Județean. Pentru că ați vorbit despre traseismul politic, domnule Orban, județul Timiș au existat în ultimele săptămâni foarte multe prezentări ale morale și locale de la un partid la altul, au plecat chiar și de la USR și de la PNV. Există vreo modalitate reală prin care puteți interzice prin lege traseismul politic? Este interzis. Da, și nu. Vă readuc aminte că
legea privind statutul aleșilor locali a fost modificată în 2006, când eu eram președintele Ligii Aleșilor Locali PNL, ca viceprimar al municipiului București, și a fost modificată la solicitarea noastră. Deci noi eram la putere și noi am introdus, practic, interdicția cu privire la schimbarea culorii politice a aleșilor locali. Deci eram la putere și puteam foarte bine să facem cam ceea ce fac unii și alții. Și acum este interzis traseismul. De ce credeți că vor să legalizeze iarăși traseismul prin ordonanță? Pentru că nu le ajung toți primarii care au ciocănit la ușa primarilor USR, PMP, primarilor independenți, primarilor de la alte, ALDE, care au ciocănit, i-au zăpăcit, le-au promis marea cu sarea, le-au trimis controale, i-au băgat cu ani, i-au făcut toate. Nu le-au ajuns că au 2800 de primari, îi vor și pe ceilalți primari să ia cu japca și normal că un primar în funcție, dacă îți schimbă culoarea politică și tu faci alegeri cu 4 luni de zile înainte de expirarea mandatului, ăla nu va veni la tine să candideze, pentru că ăla 4 luni de zile va fi pe bară și nu va putea să candideze la primărie, pentru că prefectul trebuie să-l demită în momentul în care își depune candidatura din partea altui partid, conform legii. De-aia fac traseismul. Și ca să... Eu acum vă spun sincer, în ultimele 3 săptămâni, aproape 200 de primari, aparținând PNL și altor partide, dar mă refer mai ales la PNL, au anunțat trecerea la PSD. Ce fel de partid ești tu, PNL, astăzi? Și ce fel de conducere ai tu? Dacă tu ca partid ești practic cel care a interzis traseismul politic al aleșilor locali, iar tu acum, deși pierzi primari către PSD, tu îi ajuți pe ăștia din PSD să-ți ia primar. Păi ce ai? Adică e un comportament sinucigaș care arată de fapt că subordonarea PNL față de PSD, a conducerii PNL față de PSD este totală. Inițiatorul ordonanței de urgență este Ministerul de Interne, avizator vor fi Ministerul Dezvoltării și Ministrul Justiției, care toți sunt aparținând așa zisului partid PNL, care poartă în mod ilegitim acest nobil blazon din istoria României. Și tu inițiezi un astfel de act normativ care vine împotriva convingerilor tale, împotriva ceea ce ai făcut tu bun de-a lungul timpului și mai ales vine împotriva interesului tău ca și partid, ca să le permiți primarilor din alte partide să dea făguța la PSD. Asta după ce ai cedat candidatura la prezidenție, fără să le spui penaliștilor, și după ce ai hotărât peste capul partidului să faci alianță cu PSD la europarlamentar. Pentru dumneavoastră, ca să nu mă tot plimbam. Nu mă plimbați, puteți să puneți alternativ. Mai... Să nu se plictisească colegii noștri. Nu se plictisească. La întrebarea asta nu se plictisească. Voi, dumneavoastră, nu mai sunteți în PNL, dar cu siguranță mai știți ce se întâmplă. Ați auzit cumva scolul că domnul Nica nu va fi lăsat să candideze la CGT și va fi domnul... Decizia este luată. Informațiile care le-am de la vârful PNL mă conduc spre concluzia că decizia este deja luată. A existat o încercare în care Nica și-a chemat primarii în sprijin când a Ciucă și cu Bodă au încercat debarcarea lui, fără niciun motiv. Acum vă spun sincer că Nica n-ai ce să-i reproșezi din punct de vedere al, să zic, inclusiv al cotei politice pe care o are cu un PNL care a fost pus la... ca un scalp la centura pieilor roșii, vor susține pe Simonis la prezidenția Consiliului Județean, n-am nicio îndoială, decizia este deja luată. Domnule, am o întrebare de... Ce spuneți? Nu știu. Nu știu, nu mă întrebați pe mine. Mai contează? Mai contează? Spuneți, vă rog. Da. Cât e de legitimă această alianță cu PMP în contextul în care registrul partidelor politice, președinte, apare Cristian Diaconescu? Există și o decizie a Tribunalului București de mai puțin de o lună în care tot Cristian Diaconescu apare președinte a partidului Aia e o adresă care e trimisă de președintele Tribunalului. Decizia este o decizie pe care se transmite spre înregistrare
rezultatul ultimului congres în care se resping cererile de intervenție care sunt. E o decizie. Eu am să vă dau un răspuns politic, pentru că doar un răspuns politic este relevant. În 2011, când încă era Câțu președinte, s-au declanșat negocierile între conducerea PNL și conducerea PMP pentru ca PMP să fuzioneze cu PNL, să fie integrat prin absorpție în PNL. La un moment dat, Cristian Diaconescu a spus nu, pentru că nu a fost de acord cu condițiile. Și atunci s-a născut în PMP dorința de organizarea unui congres extraordinar. S-a făcut un congres extraordinar care mi se pare că a avut loc în martie 2022, s-au depus actele la tribunal și cât timp prima decizie a tribunalului a fost aceea de a accepta rezultatele congresului. Cât timp PMP-ul era încă în negocieri cu PNL-ul pentru fuziune. După schimbarea lui Câțu, Ciucă și cu noi nou veniții care erau de fapt cam aceiași, slugi ale sistemului, au mai negociat cu PMP-ul. Și conducerea aleasă la PMP a decis să înceapă discuțiile pentru construcția unui pol de centru-dreapta-dreapta, care a avut discuții cu conducerea USR, cu noi de la Forța Dreptei, mă rog, am pornit discuție și până la urmă am luat decizia de a forma această coaliție de centru-dreapta, Alianța Dreapta Unită. De când au abandonat orice fel de discuții cu PNL, deși au mai făcut un al doilea congres, care a fost făcut beton din punct de vedere legal, din punct de vedere statutar, justiția, practic, nu se pronunță. Deși, în mod normal, pe congresele de partid, trebuie judecat cu celeritate. Și dacă tu consideri că respectivul congres, adunare generală, cum se numește în lege, a fost organizat conform statutului și dacă ai o opinie contrară, trebuie să dai decizii imediat. De 2 ani de zile se judecă și nu se ajunge la absolut niciun fel de decizie. În momentul de față există o realitate politică și o realitate juridică. Realitatea politică este dată de actul de voință a membrilor. Actul de voință a membrilor PMP a fost dat la cele două congrese, iar actul de voință de a face alianță a fost materializat în decizia organismului statutar, care este într-un statutar respectiv Consiliul Director Executiv sau Colegiul Director Executiv, care au decis alianță. Există de altfel o autoritate de lucru judecat apropo de ceea ce se va întâmpla. Sigur că eu îmi doresc din tot sufletul ca, până la urmă, inclusiv domnul Diaconescu să vină alături de noi, vă spun sincer. Pe de altă parte, este o decizie pe care o va lua domnia sa, dar astăzi, din punctul meu de vedere, actul de voință politică a fost dat în mod clar, statutar, fără putință de dubiu, prin două congrese, care sunt, practic, forurile cele mai reprezentative ale partidului, în care s-a instituit o conducere care, mare parte, trebuie să înțeleg, în proporție de aproape 85%, aceeași conducere care era și în perioada în care domnul Diaconescu era președinte la PMP. Și, de asemenea, voința de a fi parte în Alianța Dreapta Unită este o voință politică materializată perfect legal și cu o reprezentativitate politică fără cusur. Reprezentantul legal al PMP, știți cât timp am fost eu reprezentantul legal al Partidului Național Liberal, la Registrul Partidelor? Un an de zile, cred că după ce s-a ales, până cu un an de zile după ce s-a ales Ciucă. Deci asta cu încă o dată vă spun. Există un precedent, de-aia vă aduceți aminte, a fost contestată înscrierea alianței USR Plus. Vă readuc aminte un precedent, că la ala m-am referit. A fost contestată înscrierea la Biroul Electoral Central a alianței USR Plus pe motiv
că nu erau semnate listele de președinții care figurau, pentru că nici Cioloș, care era ales președinte la Congres, nu se operase modificarea, că el a luat un partid unde era altcineva. Și nici la USR nu era președintele care fusese ales, ci era Nicușor Dan. Deși Becu a respins înregistrarea, s-a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție și Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie în care a acceptat înscrierea alianței și mai ales motivația este foarte importantă. Pentru că nu este necesar să semneze cel care figurează la momentul respectiv în dăsta, ci este necesară decizia organismului statutar care este abilitat prin statutul partidului, conform legii partidelor, să ia decizia de a constitui alianță. Odată ce această decizie este luată, același organism poate să decide și cine semnează înscrierea alianței, care este pur și simplu un act formal, nu este un act de voință. Actul de voință este decizia organismului statutar. Doamna Bucurescu, în Timiș, la cine ești Antila? La dumneavoastră sau la ceilalți? Deocamdată n-am avut nevoie de ea, deci ideea este că noi am avut alegeri, nu, stai să vă spun, noi am avut alegeri, da, exact, în România nu se mai folosește ștampilă, deci asta e o glumă cu ștampilă. Numai la trezorerie a condusă de Ciolo se mai folosește. Deci în Timiș noi am avut alegeri statutare și prin vot am fost aleasă ca președinte al partidului PMP. Cealaltă aripă de care dumneavoastră vorbiți nu are alegeri statutare, nu au un președinte ales statutar. Și, bineînțeles, noi le dorim tot binele din lume, așa cum spunea și domnul Orban, îi așteptăm pe toți alături, dacă doresc, dar alianța asta este foarte solidă și PMP-ul este foarte puternic, bineînțeles, cu aceiași oameni care au fost dintotdeauna și care cresc echipele peste tot, deci nu ne împiedică cu absolut nimic ca problemele astea care așteptăm să se rezolve și în instanță. Deci nu, deci nu credem. Nu, deci numai că cealaltă, că noi așa avem informații că ar fi dincolo. Să fie. De ce nu se întâmplă absolut nimic, pentru că... Asta este un blocaj la nivelul... Nu face cu ștampila care nu mai e necesară. Dacă am un spațiu de închiriat, vă dau noi credem că e... Și vine cu ștampil la PMP și îmi spune că eu sunt președinte. Păi eu stau să caut în registru. Cine are curajul să se dea ce nu este, e, alege riscul pe compropriu. Dar dumneavoastră acum, când da. Președintele filialei, câți membri conduceți? Că pentru noi e foarte clar cine mai e în PMP. Da, și asta. Sediu este tot acolo unde a fost, dar noi nu folosim acel sediu. Noi... Nu e ok. Corespondența au primit tot acolo și tot minuticurile, că se văd la centrul de proiecte de acolo. Ok, noi nu avem acolo acces la acel sediu. Deci nu folosim, nu folosim acel sediu. Noi nu am vrut ca să creăm deloc un conflict la nivelul județului pentru așa un fliac. Deci noi nu considerăm că merită să facem discuții pe tema asta și credem că atunci când lucrurile se vor rezolva la București și vor veni rezultatele finale la acele procese, atunci se vor putea clarifica. Nu, ne întâlnim unde noi ne organizăm și ne întâlnim, ne-am întâlnit, de exemplu, la anumite săli de cultură, la anumite săli de evenimente. Și sediul de campanie, sediul alianței este aici. Da, aici avem acces acum la sediul USR. Da, noi personal nu am închiriat un alt sediu pentru că noi acum lucrăm foarte mult pe teren și mergem foarte mult în județ și aici când suntem în Timișoara chiar avem unde să venim să lucrăm. Până la urmă... Da. Mulți în județ, vă referiți? Da, vă referiți acum la Aleși sau la oameni? La aripa dumneavoastră. La aripa noastră, în județ avem cel puțin 1000 de membri în momentul de față. Până la urmă... Poftiți? De toți câți ar fi? Aia nu pot eu să vă spun de toți, eu mă ocup de județul Timiș, deci... Nu, de toți în Timiș, rezidenții sau cum ce nu, v-am spus, energia mea nu merge către acea grupare, absolut deloc. Noi nu avem timp acum să analizăm ce fac ei, să intrăm în polemici cu ei, nu avem treabă. Noi avem puțin până 9 iunie și noi acum ne organizăm pentru alegerile noastre. Deci noi nu ne focusăm deloc pe problemele astea. Având în vedere, aripa dumneavoastră. De exemplu, Mihai Cernu este la dumneavoastră, da? A plecat deja către PNL. Așa, pare că da. Pierdeți primarii. O să... Ce se întâmplă de putere să vedeți? Avem alți candidați de primar care vor deveni primari foarte buni și susținem pe toți cei care vor fi pe listele Dreptei Unite în aceste alegeri. Până la urmă, cred că important este, cum a spus și Ludovic Orban, că decizia
pentru această dezbatere, cine, ce și cum, decizia va fi luată de către cetățeni, de către alegători. Dacă sunt oameni care în trecut au ales PMP și acum vor să pună ștampilă pe PSD, pot să o facă. Dar adevărul este că pentru alegătorii PMP există posibilitatea să pună în continuare ștampilă pe un PMP care se regăsește într-o alianță mai largă, care împărtășește aceleași valori, Alianța Dreapta Unită.